În timp ce autoritățile dezbat încă dacă frunza sau oaia ar reprezenta mai bine țara noastră în lume, prințul Charles dă din nou lecție de promovare a valorilor românești. În a treia zi a vizitei pe plajele minoritice, moștenitorul coroanei britanice a lansat un program care îi va ajuta pe producătorii locali. Vrea să aleagă cele mai bune 5 produse bio pe care să le facă apoi cunoscute peste hotare. Pentru că Viscri este locul său de suflet și l-a făcut deja cunoscut în lume, prințul Charles vrea acum să-i facă la fel de celebri și pe oamenii care locuiesc aici pentru produsele lor unice. S-a întâlnit și azi cu ei ca să afle cum lucrează și cum își distribuie borcanele cu bunătăți. Avem o mână de producători de aici din zonă care au diferite produse naturale și încercăm să lucrăm cu ei să vedem în ce măsură putem să-i ajutăm. Concret, Fundația Prințului de Wales va crea o platformă cu produse bio din România. Acum 2 săptămâni Altița Sa Regală ne-a ajutat să strângem o sumă însemnată de bani în Marea Britanie ca să începem un program pilot de 10 luni. Prințul Charles a gustat zacusca de ciuperci. I-a plăcut. În produsele mele a gustat miere cu scorțișoară, care i-a impresionat foarte mult și a achiziționat porcanul. Din Viscri, Charles a plecat spre Drăușeni. A vrut să vadă și să atingă o biserică fortificată veche de 5 secole, pentru că vrea să pornească un alt proiect pentru restaurarea acestor clădiri istorice, la fel cum vrea să salveze pădurile românești. Fundația lui din Viscri, alături de experți în mediul forestier, încearcă să stopeze defrișările ilegale. Prințul Charles este o persoană foarte sensibilă la rănile pădurii românești. Și ne-am întâlnit aici oameni care gândim la fel, români, ingineri silvici și de alte profesii, care ne-am propus să facem ceva, să vindecăm aceste răni. Moștenitorul coroanei britanice e un ambasador al valorilor românești. Pe urmele sale au venit în ultimii ani mii de turiști străini. We saw on the news last night that he is visiting today. Which is my wife's 40th birthday, so he said maybe he's coming to wish her happy birthday. You try our food, or? Yeah, it's excellent, really, really delicious. We're from England, both of us. We've come over to Romania for a week's holiday to see lots of lovely sights. Pentru o experiență completă, pur tradițională, cei mai mulți preferă să se cazeze în casele vechi de sute de ani. Camera este amenajată în stil săsesc, în stilul vechi. Casa e din 1851. O altă atracție este biserica fortificată săsească, datează din secolul XIII și a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Frumusețea ei l-a impresionat pe prințul Charles de la prima vizită în România. Prințul Charles va sta până la sfârșitul săptămânii în România. Câteva zeci de britanici au arătat forța și agilitatea în celebra cursa Cașcavalului, organizată în sudul regatului. În fața câteva mii de spectatori, concurenții au alergat pe o pantă extrem de abruptă, după o roată de brânză. Cei mai mulți însă au alunecat imediat după start și s-au rostogolit în viteză la vale. Evenimentul este considerat unul dintre